Mă, tu cum ești la școală? Cum merge la școală? Ești clasa 11, nu? Da, merge foarte bine. Tu ai intrat cu 9.40? Da. La școală? Da. Adică asta am văzut în podcastul tău. Și zic, mamă, 9.40, atât am avut și eu, 9.49 am avut fix când am intrat în liceu. E bun? Bun, medie, nu e zic. Chestia că m-a motivat, că eu sunt o persoană, dacă îmi zice cineva, bă, tu nu poți să faci chestia aia, și zic sincer, chiar nu pot să o fac, mă ambiționează și așa a fost. Eu am stat în clasa 8-a, numai în petreceri. Așa. În fiecare weekend la petreceri, la petreceri, și deja venise luna martie. Am dat simulările, nu prea eram așa mulțumit de ce nu te-am luat la simulări și mi-au zis colegii, Sebi nu intră în liceul HDU, unde sunt eu în acum. În HDU ești, în Buzău. Da. Și am zis, vrei să vă arăt că intru? Și m-am pus pe învățat din aprilie, nu mai ieșeam, repetam operele cu mama la română, la mate, okay. Numai la pregătire. Ok. Și așa a fost și ai intrat acolo. Și acum te descurci bine până în clasa 11. Ce profil ești? Real, uman? La științe sociale. Științe sociale. Ah, uman. Ok, da, perfect. Deci o să dai istorie la BAC. Da. Istorie română și ce țelegi tu la proba a treia? Economie, economie, logică. Economie sau să logică. Vedem. Bun. Perfect. Și te gândești la facultate? Mm. Încă nu. Ori la drept, ori drept. La... Da. Drept am făcut eu.